s-au prezentat astăzi la vot. Pe de altă parte, vreau să mulțumesc colegilor social-democrați pentru că ne-au fost un sprijin pe toată această perioadă, am mers în fiecare localitate a județului și am făcut o campanie pozitivă. Pe de altă parte, le mulțumesc colegilor mei că nu au dat curs atacurilor venite din partea celorlalți contracandidați și ne-am văzut de întâlnirile noastre electorale în teritoriu și toată campania noastră a fost bazată pe proiecte, pe ceea ce avem în implementare în acest moment și, bineînțeles, ce urmează să facem în perioada următoare. Imediat după ce se va închide primul rezultat în prima secție de votare, vom începe și noi numărătoarea paralelă aici la partid. Vă vom ține la curent cu rezultatele pe care ni se transmit și nouă din secțiile de votare. Stimați colegi, vă rog. Domnul președinte, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc botoșenilor pentru prezența la vot. Le mulțumesc pentru dialogul constructiv pe care l-am avut în campania electorală. Le mulțumesc pentru susținerea acordată și încrederea arătată. Da, ne-am propus o campanie curată. Am reușit să avem o campanie frumoasă, bazată pe argumente, pe proiecte, pe programul 10 pentru Botoșani. Am fost în peste 90% din OAT-urile din județ, ne-am întâlnit cu mii de botoșeneni, ne-am prezentat așa cum știm noi mai bine și da, ne dorim să botoșenenii să ne arate că își doresc continuarea dezvoltării județului Botoșani. Bună seara tuturor! Puteți vedea aici cea mai frumoasă echipă, echipa câștigătoare. Dar să știți că mai avem și colegi care sunt pe baricade în acest moment, la care așteptăm rezultate. Rezultate pe care le așteaptă și cei care ne-au susținut și așteaptă semnale pozitive de la noi. Sunt convins că vor veni în câteva minute. Mulțumim tuturor botoșenilor care au fost alături de noi în această campanie dificilă, atipică, grea, dar suntem convinși că vom fi cu toții învingători pentru că am fost o echipă extraordinară și le mulțumesc tuturor pentru susținere. Doamne ajută! Nu, nu, nu.